La această oră pot să vă confirm că am citit buletinul de analiză anatomopatologic din care denotă că cel puțin câinele la poliție, deci nu l-am citit și pe celelalte trei, nu a murit din cauze mecanice cu traumatisme interne sau externe. Există o simptomatologie anatomopatologică, v-am zis și acum câteva zile, pe anatomopatologic care nu poate să confirme boala anatomopatologic, da? Și e ceea ce vreau să vă spun, că la buletin există o patologie, la dat cele patru cadavre pe care l-am văzut pe analiză, se confirmă boala lui care. După ce finalizăm aceste buletine de analiză, facem procedură de declarare a bolii conform ordonanței 79 și vom face curățenia mecanică cu dezinfecția și stingerea bolii după 28 de zile pe focalul respectiv.